Daniel și Ligia, Domnul să vă binecuvinteze. Suntem în ziua aceasta a fericirii voastre și îl rugăm pe Domnul alături de iubiții voștri, de rudeni, de prieteni, să fie prezent aici. Sunteți și în fața cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce s-a citit înaintea noastră. Să știți că e un text foarte important, un text de bază din care deducem imperativele fericirii. Imperativele fericirii vom vedea că sunt cel puțin trei și vreau să vă spun că un evreu cam îndrăzneț și poate și un pic misogin, așa, a scris în Talmud, un rabin, următoarea frază. Adam a trăit 1000 de ani pentru că nu avea soacră. Și zice, ar fi trăit veșnic dacă nu avea soție. Eu nu cred lucrul acesta, pentru că asta contravine cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu s-a uitat la om și a văzut că era singur și a zis, nu-i bine ca omul să fie singur. Și uite, s-a uitat la Daniel și a zis, mă, nu-i bine ca Daniel să fie singur, o să-i o dau pe Ligia. Foarte interesant că numele voastre au și oarecare legătură. Daniel înseamnă Dumnezeu a judecat și Ligia înseamnă jurământ. Într-un cuvânt irlandez vechi, din Europa medievală, și judecata și jurământul, nu numai că încep cu aceeași literă, dar au o legătură deosebit de puternică. Haideți să ne uităm puțin la textul nostru, să vedem cele trei imperative ale fericirii. Primul imperativ este acesta: comunicați, comunicați, vorbiți. Uitați-vă în versetul 19 și apoi în versetul 20. Vorbiți între voi. Deci asta este comunicare. Vorbiți între voi. Și după aceea, pe lângă comunicarea pe orizontală, uitați-vă ce spune tot în versetul 19, în partea a doua: cântați și aduceți din toată inima laudă, nu neapărat soțului sau soției, Domnului. Și apoi versetul 20: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Comunicare pe orizontală și apoi comunicare pe verticală. Povestea un frate că la un moment dat s-a dus să consilieze o familie, aveau niște discuții între ei, nu se înțelegeau foarte bine și le-a propus următorul lucru: ce părere aveți să ieșiți soț-soție o seară în oraș? Și ea a sărit imediat ca arsă și a zis, nu, nu vreau. Fratele s-a uitat. A zis, măi, oare ce-o fi, o zis în mintea lui, ce-o fi cu sora asta, mă, nu, 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 adepta comunicării, așa mai între patru ochi, și i-a zis, nu. Din momentul în care eu ies cu el în oraș, el o să facă, uite, așa. O să tasteze pe telefon. Și zice, mie nu-mi place stilul ăsta de comunicare. Foarte interesant să știți, trăim într-o eră, într-o epocă așa numită a digitalizării sau a comunicării digitale, și există comunicare sincronă și asincronă. Ce înseamnă comunicare sincronă? Comunicare de tipul FF, adică față în față. Acolo ai foarte multe de câștigat. Poți să atingi, poți să miroși, poți să guști, poți să vezi, toate cele 5 simțuri sunt activate. Dar există tot comunicare sincronă, comunicarea telefonică. Aici nu mă auzi. Alo, ce mai faci? Cu tare, cu tare, cu tare. Asta nu e așa de benefică și de bună pentru unitatea voastră în familie. Și mai este, bineînțeles, comunicarea tip V, video, în care poți să auzi și să vezi. Biblia recomandă, uitați-vă ce spune versetul 19, vorbiți între voi
cu psalm, nu la telefon, trebuie să fiți față în față, trebuie să fiți aproape. Asta e comunicare sincronă, foarte importantă. Comunicarea asincronă o știm cu toții, SMS-uri, e-mail-uri și apoi toate rețelele astea de socializare, de la Facebook până la TikTok. Uitați-vă ce spune aici, vorbiți între voi cu psalm. Țin minte că într-o familie, după ce s-au căsătorit, el era un pic nemulțumit, toate îi plăceau, dar avea o mică nemulțumire. Zice, m-aș fi bucurat ca socrul meu să fie păstor. Zice, așa de mult aș fi avut de învățat de la el. Și sora, vedeți ce înseamnă să ai înțelepciunea asta și să comunici, să discuți și să vorbești cu psalm. Și sora i-a răspuns printr-un psalm. Asta înseamnă că ea știa și citea Biblia. Domnul este păstorul meu. Vedeți? Și el avea un socru păstor, adică era domnul până la urmă, pentru că era păstorul și tatăl acestei fete, acestei soții. Așa că nu uitați să vorbiți între voi cu psalmi și apoi cântări de laudă și cântări duhovnicești. Asta este pe orizontală, pe orizontală. Să știți că există un sindrom al scaunului de lângă drum. Amintiți-vă din 1 Samuel, capitolul 4, cum stătea un bătrân lângă drum și asculta. Vine cineva de pe câmpul de bătălie, ce vești aduce, cum îi, ce îi. Să nu cumva să vă cuprindă acest sindrom al scaunului de lângă drum, în timp ce comunicați și vorbiți unul cu celălalt, gândul să vă fie în altă parte și mai ales, cum spuneam, să tastați pe telefon sau să vă gândiți la altceva, pentru că nu vă va fi benefic deloc. Acest sindrom este reprezentat, să știți, de teama de a nu rata ceva. De multe ori noi luăm telefonul și suntem blocați de acest sindrom al scaunului de lângă drum, l-am numit eu așa, pentru că ne gândim că e ceva foarte important, ceva foarte important trebuie să se întâmple și eu sunt vizat de acel ceva foarte important. Și atunci mereu comunic cu cineva din exterior. Și nu e ok în familie. În familie, primul imperativ al fericirii este acesta. Comunicați. Comunicați pe orizontală, vorbiți între voi, vorbele voastre să fie așa cum trebuie, nu cum a pomenit fratele Iliuță din versetul 4, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, vorbe care nu-și au locul. Fiți foarte atenți și la vorbele acestea. Era un frate, mi-a fost și mi-este prieten, spune, măi, după ce m-am căsătorit tot puișor în sus și în jos și odată, zice, după câțiva ani, nevasta s-a enervat pe mine și a zis, boule, și am zis către ea, mi-a crescut valoarea în ochii tăi, eram atât așa cum a s-a atâta, mi-a crescut valoare. Fiți atenți, trebuie câteodată cineva din familie să-i dea replică la celălalt ca să se trezească. Fiți atenți, comunicați, dar știți cum să comunicați. Uitați-vă, vorbire duhovnicească, vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești și nu uitați de comunicarea pe verticală. Comunicare prin rugăciune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Comunicare pe verticală prin cântare. Ce ar fi să-i scriem lui Dumnezeu un SMS sau să-i scriem un e-mail? Nu ne ajută cu nimic. Noi trebuie să-i cântăm. Ce ar fi să-i pun lui Dumnezeu pe YouTube? Doamne, ascultă-l pe Nicu Wagner cum cântă sau pe Emma Repede. Nu! Noi trebuie să cântăm lui Dumnezeu cântările noastre. Și Dumnezeu așteaptă vocea ta pentru că te iubești, ești copila, ești copilul lui și așteaptă să audă vocea ta cum îi cântă. Orice tată, gândiți-vă și o să vedeți, dacă Domnul vă dă copii, o să fiți așa de fericit să-i auziți numai gângurind. Chiar dacă nu rostesc un cuvânt anume, dar în primele momente din viață te bucuri că l-auzi gângurind. Zici, mă, ce minunat! E vocea copilului meu, e vocea mea deja. Asta este și ești extraordinar de bucuros. Da, Dumnezeu, oare nu se bucură să te audă gângurind? Adică îi cânți lui Dumnezeu, te ascunzi undeva în casă, poate n-ai o voce de star, că acum se aleargă foarte mult după staruri. N-ai o voce de star, de superstar, dar ești un copil adevărat al lui Dumnezeu și tata se bucură să-ți audă vocea. Foarte important, comunicare, pe orizontală și apoi pe verticală. Imperativul numărul 2. Supuneți-vă. De la versetul 21 la versetul 24 ne vorbește despre supunere Apostolul Pavel și Domnul
retrasează imperativul fericirii, imperativul numărul 2, și anume supunerea. Vedeți, supunerea presupune o structură piramidală. Versetul 22 clarifică lucrul acesta. Sus, piatra din capul unghiului este Domnul, este Hristos, apoi este soțul și apoi este soția. Și bineînțeles, deja capitolul 6 merge mai departe și adaugă și copiii. Și în structura asta piramidală, noi avem datoria să ne supunem. Versetul 21 aduce parcă o excepție de la regulă, dar asta întărește de fapt regula. Supuneți-vă unii altora și atenție, în frica lui Hristos. Există excepții și vă aduc aminte doar de două excepții din Biblie. A fost un om care la un moment dat mergea în Egipt și voia să-i scoată pe copiii lui Israel de acolo și să le spună, uite, ieșiți din robia Egiptului, că Dumnezeu a zis asta. Dar omul acesta, deși știa Vechiul Testament, știa ce era în urma lui, îi știa pe toți patriarhii, deși știa că un strămoș al lui a primit de la Dumnezeu o poruncă a tăierii împrejur, el n-a aplicat-o în familia lui. Și atunci vine Dumnezeu și vrea să-l ucidă, era Moise. Și atunci Sefora imediat se apropie și rezolvă situația. Și spune, tu ești un soț de sânge. De ce n-o stat Sefora să spună, măi, era datoria lui să facă ce trebuia făcut? De ce să fac eu? Uite, există excepții. Vă mai aduc aminte încă o întâmplare din Vechiul Testament. La un moment dat, o ceată de câteva sute de oameni înarmați până în dinți, aleargă și vor să lichideze o casă, să-i ucidă pe toți. Și femeia, fiindcă soțul ei, din piramida asta, de la, să zic eu, supunerea față de Dumnezeu, a căzut jos, era în praful drumului, era beat mort, era criță, era beat, era vai de el. Femeia asta, când a văzut că în piramidă, în structura asta așezată de Dumnezeu, el nu-și face treaba, și piatra asta vie care trebuia să fie nu era acolo, că era în praful drumului, era în beție, femeia asta ia inițiativă și merge și rezolvă problema. Și femeia aceasta cu înțelepciunea ei și-a salvat casa. O excepție de la regulă. Dar vedeți ce spune versetul 21. Supuneți-vă unii altora. Și cum? În frica lui Hristos. Domnul să vă ajute. Deci frate Daniel, ține cont. Dacă la un moment dat Dumnezeu va lumina pe sora Ligia și va spune ceva bazat pe Scriptură, pe frică de Domnul și îți va da un sfat, ia-l ca din partea lui Dumnezeu. Și nu considera că îți atentează la poziția ta de autoritate în familie, nu. Totul să fie pe baza fricii de Hristos. Domnul să vă ajute. Imperativul numărul 1, comunicați. Imperativul numărul 2, supuneți-vă. Imperativul numărul 3, iubiți-vă. De la versetul 25 și până la versetul 33, deci aici ni se aduc câteva principii, cel puțin 5 principii. Și eu le-am numit principiile acestea și le-am atașat fiecăruia câte un simbol. Principiul mielului, principiul chivotului, principiul cununii, principiul ștergarului și principiul cercului. Sunt cel puțin 5 principii. Și mai întâi uitați-vă ce spune Biblia în versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Iubirea adevărată înseamnă sacrificiu. Înseamnă în familia voastră să existe nu numai mielul lui Dumnezeu, ci și ideea care a stat în spatele mielului lui Dumnezeu, adică sacrificiu. Ideea de a-mi da viața pentru celălalt. Am un prieten în județul Cluj, dincolo de Turda, e păstor, și el mărturisea odată și spunea, eram hotărât să mă căsătoresc și m-am întâlnit cu un bătrân din biserică și m-a întrebat scurt și simplu, ai fi dispus să-ți dai viața pentru viitoarea ta soție? Și am zis, nu! Ok, nu ești pregătit de căsătorie, te rog, du-te și pocăiește-te. Asta mi-a zis bătrânul bisericii. Și-o trebuit să merg și să mă rog și până la urmă să simt cum iubirea lui Dumnezeu aduce în inima mea dorința aia arzătoare. Chiar de-am dat viața, dacă e cazul, pentru soția mea și pentru familia mea. Și acesta este principiul mielului, l-am numit eu.
2. Principiul chivotului. Orice familie trebuie să aibă un chivot în casă. Versetul 26. De ce a murit Hristos pentru biserică? Pentru ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Fraților, surorilor, noi trebuie să avem case, familii sfinte. Domnul să ne ajute în casele noastre să fie chivotul mărturiei, să fie prezent Iisus Hristos, să fie prezentă această trinitate a lui Dumnezeu, minunată trinitate, cele trei persoane ale dumnezeirii. De ce? Ca să ne sfințească Domnul Iisus Hristos după ce ne-a curățit prin botezul cu apă prin cuvânt. Eu vreau să iubesc, da, în familie, dar nu pot iubi în chip murdar, nu pot iubi ușuratic. Eu trebuie să iubesc așa cum îmi cere Scriptura, așa cum îmi cere Dumnezeu, și iubirea mea trebuie să fie sfântă, și Domnul să ne ajute la aceasta. 3. Principiul cununii. Versetul 27. De ce Hristos a murit pentru biserică? De ce Hristos a vrut să sfințească biserica? E principiul acelei cununi, a cinstirii. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, cinstită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. E principiul cununii, principiul acesta minunat al cinstirii. Și apoi să nu uitați de ștergar, așa cum Domnul Hristos și-a luat ștergarul și i-a slujit pe ceilalți. Uitați-vă aici în versetul 31 și 32, versetul 28, scuzați-mă, până la 30, tot așa trebuie să-și iubească bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine-și iubește nevasta, se iubește pe sine. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, îl hrănește, îl îngrijește, pentru că noi suntem mădularele trupului, carne din carne și os din oase. Și apoi, principiul cercului sau principiul unității. De aceea va lăsa omul pe tata și pe mama, se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup. Ce înseamnă principiul cercului? Ne putem uita în Ezechiel, în capitolul 1, sunt acolo niște roți, principiul roții putem să-l numim. Și de ce Dumnezeu e numit Alfa și Omega? Pentru că pe cerc, oriunde pui degetul, acolo e și Alfa și Omega. Acolo și începe și acolo se și sfârșește cercul. Așa trebuie să fie și în familie. Unde vei fi tu, voi fi și eu. Era o formulă de jurământ în vechiul Latium. Era formula aceasta: unde vei fi tu, Gaius, voi fi eu, Gaia. Unde vei fi tu, Daniel, voi fi eu, Ligia. Sufletul meu e lipit de tine. Asta înseamnă unitate. Chiar dacă poate uneori, din punct de vedere fizic, nu o să puteți să fiți foarte aproape, dar totuși, la nivelul Duhului vostru, să fiți în unitate și, bineînțeles, din punct de vedere fizic, trebuie să existe unitatea aceasta. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Nu uitați cele trei principii pe care le-am adus, cele trei imperative ale fericirii în familie. Nu le uitați, Domnul să vă ajute, Domnul să vă însoțească în călătoria aceasta și Domnul să fie cu voi până la capăt. Amin. Amin.